Pixul roșu folosit pentru corectarea temelor și testelor a fost o prezență constantă și adesea stresantă în copilăria multor elevi. Această obsesie față de corecturile în roșu a devenit subiect de studiu, iar rezultatele sugerează faptul că profesorii ar trebui să evite utilizarea acestei culori în anumite clase, precum clasa 0, a 5-a și a 9-a. Conform teoriilor și studiilor recente, folosirea culorii roșii în evaluări crește nivelul de stres al elevilor. Andreea Groza explica în emisiunea Doctor de Bine cum teoria culorilor influențează procesul de învățare și reacțiile emoționale ale elevilor. Colorăm pasaje cu culori diferite astfel încât creierul să rețină roșu era acolo, albastru acolo și să nu colorăm la întâmplare, ci să ne gândim ce culoare simțim că ar trebui să punem. Voi colora cu roșu ce voi simți mai activ, mai dinamic, cu albastru elementele care liniștesc creierul, cu verde care țin de mine. Studiile indică faptul că atunci când profesorii folosesc verde pentru corecturi sunt mai relaxați și mai prietenoși cu elevii. Acest lucru contribuie la reducerea stresului și la o atmosferă de învățare mai pozitivă. Andreea Groză subliniază importanța abordării cu grijă a feedback-ului școlar pentru a reduce anxietatea și stresul elevilor. O întrebare simplă și pozitivă din partea părinților, precum ce îți place la școală, poate ajuta copiii să se concentreze pe aspectele pozitive ale experienței lor școlare. Minimizând temerile și evitarea discuțiilor despre școală, relatează mesajul.ro.